Hai, noroc și bine v-am regăsit la un nou episod Blană Bombă pe RageMup, pe cel mai șmecher server de RageMup, Oglend România, bineînțeles. Băi, n-am mai filmat cu facecam de o grămadă de timp și am filmat, bineînțeles, înainte 15 minute degeaba, nu știu ce dracu, pe la minutul 1. Mi s-a oprit filmarea, am pus, cred că e 10 sau ceva. Și o filmam în continuare, frate, și nu știu ce dracu am făcut și după ce am văzut că de fapt n-am filmat nimic. Niciun fel de problemă, am mai dat odată drumul la filmare, facem aici episod blană rău de tot, nu uitați să dați și voi un like acolo, forță rău. Pentru că am văzut că la episodul trecut ați dat acolo like-uri, deci ceea ce este ok, hai să dăm și la episodul ăsta. Nu știu, bă, o să fie un episod de-asta random, am dat drumul la filmare, nu știu ce va ieși. Dacă vă plac episoadele de genul, să-mi spuneți că o să fac mai des. Poate facem și niște reporturi, mergem să ne schimbăm înfățișarea. Bine, vreau să-mi schimb hanoracul ăsta, că pantalonii și papucii îmi plac. Mergem să ne luăm și noi un hanorac, ați văzut că am băgat un nou update blană rău de tot, cu o grămadă de haine, design nou la magazine și o să mai băgăm o grămadă de chestii. Să sperăm că o să băgăm și ceva de Halloween, o să vedem cum avem timp pentru că ne apucăm de inventar, să lucrăm la inventar, să schimbăm inventarul ăsta. Avem un inventar, bă, giu-giu, blană. Rău de tot, o să vedeți și ca design și ca ce puteți să faceți cu el, bineînțeles că e drag and drop, o să vedeți. Trebuie să vedem, oricum quest-ul de pe Samp deja a fost finalizat, mai trebuie să băgăm și update pe Samp, o să urmeze și episod pe Samp și live, am zis că fac și un live pe Samp, bineînțeles, cred că o să fac live și pe Rage. Îi dăm bătaie, nu mai vorbim atât așa, hai să începem. Bă, mare parte este așa, că mergem să luăm o mașină. Și stai așa să vedem dacă mai... Până una alta mai luăm un tichet, dacă mai sunt tichete. Ia, vedeți că sunt blocat. Hai să vedem, întrebare întrebătoare. Hai să mergem la băiat, că ci că-i blocat băiatul. Da, salut. Te ascult. Mamă, ce păr am. Ce... Cum ești blocat aici? Am ieșit de pe server din greșeală, gen medalie. Aha. Da, pe aici a dispărut cu metri. Mi-am mașina de pizza dacă ești de pe server, mașina de job. Ok, hai că văd că ai ID destul de mare. Hai că o să te duc eu la Domino's. Bun? Dacă vrei, mersi, mă. Nici o fel de problemă. Bă, trebuie să mergem să schimbăm și freza, nu știu că mi-am pus una random acum, nu știu dracu, dar o să vă zic cu ce freză, să-mi ziceți dacă seamănă cu freza aia, fiți atenți. Hai să ducem pe băiat la Domino's. Mersi, fain, niciun fel de problemă, salut, la fel. Bă, asta zici că e freza din Metin 2 de la Războinic, de la Warrior. Deci dacă era puțin lăsată mai pe spate, aia era, mă, mâncava. Ziceți că nu seamănă cu aia. Eu zic că fix ai. Hai să mergem oricum să ne schimbă. Mă, acum m-am teleportat aici la băia. Stai să vedem cum erau niște etichete. Hai să facem niște etichete, întrebare. Așa, și vreau să intre cu mașină în spital, veniți rapid, RDM. Asta e deja, nu vreau să filmez asta, că trebuie să intrăm pe suport și nebuni. Eu o să le alt admin. Da. Blip, hai să vedem cu cine vorbim. Mă auzi? Scuze, vreau să întreb unde e ruleta, scuze, dar nu mai... Spune. Cred că am văzut, e la bă, la ok. Ok, bine, salut. Mersi frumos, salut. Vreau să avem un bug mare. Ok, lasă că... Domnul de la Veto o singură dată și... Ah, mă și speria. Ok, bun. Ne auzim după ce filmez. Ok, bun. Cred că și-a pierdut manezul 4,5 milioane de la ruletă. Nu i-a picat nimic. O să renunț la funcție. Bun. Hai să vedem ce etichete mai sunt și mergem. Intră în showroom cu 200 lovește pe unul și pleacă. Ia vezi, hai mă să vedem. Că cred că trebuie să dăm un ban. Salut! Hai te pe suport, ți arăt o... Cu metre nu prea pot acum, o să chem un alt admin, da? Eu spune. Am venit de încolo cu mașina, înțelegi? Da, frate, ok, bun, vă chem un admin, vă rog, și o să rezolvați cu el. Ok? Da. Care nu are treabă. Stai să vedem că să căutăm și noi, stai să vedem. Da, hai că sunt băieții. Chemăm frumos pe cineva ca să rezolve problema, că nu pot să stau acum. Pe joc și am făcut iar tichet. Ia vezi, mă, că auzi Lolex. Cine e Lolex cu metre? Cine e Lolex? Poftim? Cine e Lolex? Bossul. Boss. Am înțeles. Șeful la bani. Ăștia vorbesc la untru.
Bă, ghet. Uite, bă. Nu cred că o ieși maneză. Uite, bă, am vrut să-l trag. Spectre, să vedem ce face Lexter. Lexter, Lexter e în casă. Linu, Chris, 5. N-am ce să-i fac. Ce-a făcut băiatul? Ia uite, el e. Ți-am zis? Bun. Ți-am zis? Băiatul. Ce stai să mă scarpi și obțin. Bă, ăștia tot îți la tichete, mă. Imediat îți fă bacă. Fii atent, Snake, te rog. Da? Mai faci în 20 de minute un tichet, te rog frumos. 20 de minute un tichet? Da, da. Nu are 5 să vină la tichete? Toți sunt ocupați. Și eu acum filmez ceva și nu pot. Ok, frate, uite că mai fac unul și să vedem. Perfect, în 20 de minute, pe... da? Salut, frumosule. Mersi. Salut. Bun, hai că mă duc, nu știu care cu mâică, băieții sau treabă. Ma, ia eu sunt 20 de minute la Snake să facă tichet. A făcut acum tichet. E bun, e perfect. Nu e niciun fel de problemă. Hai să mergem să luăm o mașinuță, dăm frumos un AUD, dezactivăm chat-ul, să sperăm că o să meargă cineva totuși până termină băieții acolo. Și mergem și noi cu mașinuță, ce mașină ne luăm, Bă, nu mai zic nimic, nu ne luăm nicio mașină. Ia, vedeți, simțiți puțin mașina asta, simțiți puțin cum arată mașinuța asta. Auliu, s-a întâmplat ceva cu ea, mă? A, nu mai am benzină. Nu mai am benzină, uite s-a dus puma, perfect, hai că s-a rezolvat și tichetul ăla, se duce puma la tichet. Bă, nu se vede nimic, da? Nu mă duc cu ea abuziv, nu fac nimic. Asta e ce se face, sub pretextul că filmăm totuși, nu? Dacă tot, am bani, mă, să bag. Hai să băgăm, ca să nu, hai să băgăm card. A, că e bine. Da, mă, băieți, băi, vedeți că am băgat, v-am spus, update. Sper că v-a plăcut update-ul ăsta cu hainele, cu frizurile. Am băgat o grămadă de chestii, o grămadă de lucruri. Puteți să vă pice acum și la ruletă și puteți să le cumpărați, să faceți trade-uri cu ele, să le schimbați. Vedeți că am băgat, bine, bineînțeles, hainele costă puțin, au prețuri ridicatele unele dintre ele, ca să, bineînțeles, să nu-și permită oricine să-și cumpere haine. Dar dacă nu vă permiteți, aveți magazinul normal de haine, unde puteți să mergeți, puteți să vă luați de acolo haine. Deci nu e niciun fel de pro... Bă, stai, mă, ce-am făcut, mă? Bă, sunt și nebun la camă, bă, sunt și nebun. Așa. Și am zis că mergem la un magazin ca să vă și arăt în caz că nu ați văzut. Uite, mergem la ăsta de aici. În caz că nu ați văzut și să ne cumpărăm și o geacă sau ceva, pentru că să-l păstrăm hanul ăla că e bombă rău de tot și vreau să mai cumpăr încă o chestie. V-am spus, avem planuri mari pentru update-urile ce urmează. Dar ce dracu, nu-i lăsată? A, nu-i lăsată complet, mă, că acum e... Bă, e forță rău de tot mașina asta, mă, nouă, mai n-am ce să zic, e bombă. Vând Apollo 4 milioane, bă, așa s-a ajuns. Văd că băieții dau forță la ruletă pentru că s-a schimbat și mașina și motorul de la ruletă. Înainte a fost Apollo ăla cu sunet custom, cu tot ce trebuie. Acum iar e o mașină bombă care prinde destul de mult. Este vorba despre Bugatti Divo și sunt decât 3, cred că maxim pe server 3, dacă nu chiar 2 mașini de genul. Deci sunt destul de puține, Apollo-uri s-a dat. Bă, pentru mașina aia la ruletă s-a dat o grămadă, ești nebun. Deci s-a dat, hai să, uite, Insomni câștigă acolo de la ruletă. Ghiozdan sau ce a picat Versace ăsta-i? Ce a picat Versace? Oh, Ghiozdan Versace, bă, ăla e frumos. E frumos. E frumos Ghiozdanul ăla. Bun, hai să ne ducem rapid la magazin. Bă, parcă frumos aici. Așa, mă, băi, v-am spus, dacă vreți chestii, probabil în episodul următor poate filmez chestii mai administrative, când fac tichete și nebunii, reclamații, când o să intru și pe suport, că atunci o să stau să și editez clipul și așa mai departe. Deci o să facem și chestii de genul. Și, bă, cam așa arată noul design la magazinele premium, da? La magazinele astea care costă hainele ceva bănuți, care nu o să și le permită oricine. Și le aveți și în inventar, le aveți peste tot și hai să găsim, bă, am băgat noi o geacă forță, uite din astea, bă, astea arată forță rău de tot, ia uite-le.
Bă, arată forță rău. Și îmi plăcea una, asta cu Gucci Snake. Nu asta. Bă, nu asta. Unde era? Nu. Asta tot cu Gucci, ui? Bă, și asta e frumoasă, n-am de ce să nu, unde era, mă? Uite-o, tată. Uite-o, mă, gangster. Bă, forță. Și aici trebuie să selectați OG Coins-uri sau bani. O să selectăm bani, ne-am cumpărat-o. Hai să ne scoatem și masca și fiți atenți. Jachetă, gangster. Ce ai, mă, știu, mă? Vezi că merge forță rău de tot cu îmbrăcămintea asta. Și acum ar trebui să mergem și noi la un... la o frizerie care este, uite aici mergem la Saki mai aproape. Dacă e, trebuie să mergem să luăm și o hartă. Vedeți că am băgat hărți în magazinele mixte pentru a vă apărea radarul mereu. Deci dacă aveți hartă în inventar o să vă apară mereu radarul. Uliu, am cam intrat în curva, era să mă bag în băiat. Mergem și ne schimbăm și frizura, vedem ce... ce opțiuni, mamă, ce opțiuni mai avem, pentru că s-au adăugat, v-am spus, avem 100 și ceva de frizuri doar pentru băieți și încă vreo 100 și ceva pentru fete. Deci, hau, ne dăm jos, închidem și noi troaca, ca să nu ne fure băieții. Și, bani, am 5.000, perfect. Și ne punem ia păr. V-am spus că sunt, câte sunt, 140. Stai că merge până la 120 și 119, cred că până aici merge. Da. Bun, hai să vedem care... Astea sunt de la joc. Astea nu mai sunt de la joc. Ia vedeți, omul cavaș. Astea, da. Aici, uite, asta aveam, deci aveam 73. S-ar putea să-mi las 73, chiar dacă nu este custom sau ceva. Bun, forță rău asta. Ia, și asta... Bun. Nu e rău. Aici e bun. Asta. Nu, place cum arată. Ia vezi-mă. Bă, și asta e faină. Asta e faină. Nu. SpongeBob. Bă, asta era ceva dacă avea altcumva în spate. Niciun cas. Ia vezi lățăi? Nu. Metin 2, stil Metin 2. Bă, fii atent că asta... Era una la început, mă. Era una faină la început, care... Nu e custom sau ceva, dar e... Bă, e ok, ia uite-mă. Merge. Ce ziceți, băieți? Merge asta? Sau o punem pe... asta. Hai să o lăsăm pe asta. Hai să o lăsăm așa mai gangsta. Suntem astăzi mai gangsta. Ia vedeți. Da, mă, băi, cam atât o să fie cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți dacă mai vreți episoade. Mamă, era să facă băieții accident. Să-mi spuneți dacă mai vreți episoade de astea așa, random. Dau drumul la filmare pur și simplu și cam atât. Să-mi spuneți dacă vi se pare interesante. Dacă mai filmăm, să lăsați și voi acolo. Mamă, eu am parcat-o ca țăranul, mă, cateș. Ia, vezi, am parcat-o și mai zic nimic. Las. V-am spus, o să urmeze episod și pe SAMP și live și probabil o să fac și live și pe Rage. Să mai facem chestii de admin, mai băgăm roleplay, poate mai facem, dau drumul la live când facem ședința de sindicat. Facem să fie bine, dar dacă vedem mai ales susținere din partea voastră acolo, o să urmeze și update-uri forță. Așa că ia uite că mă cheamă deja băieții la tichet, mă duc să văd ce vor și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Vă pup!